Facultatea de Inginerie Alimentară asigură un proces educațional de înalt nivel calitativ, conform cerințelor și exigențelor actuale din domeniul ingineriei alimentare, alimentației publice și agroturismului. La licență, facultatea pune la dispoziție următoarele programe de studii: controlul și expertiza produselor alimentare, ingineria produselor alimentare, protecția consumatorului și a mediului și științe gastronomice. În privința studiilor de masterat, absolvenții de licență pot opta pentru controlul și expertiza produselor alimentare, managementul igienei, controlului calității produselor alimentare și asigurarea sănătății populației, managementul securității mediului și siguranța alimentară. Facultatea de Inginerie Alimentară a fost înființată în anul 2002 și continuă tradiția învățământului cu profil alimentar începută la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în anul 1977. În prezent, facultatea oferă programe de studii adaptate cerințelor pieței muncii. Am discutat cu cadrele didactice din cadrul acestei facultăți, așadar, haideți să aflăm mai multe! A fost un an foarte bun pentru Facultatea de Inginerie Alimentară în ceea ce privește baza materială. Am finalizat să implementăm un proiect finanțat de Agenția Dezvoltare Regională Nord-Est, a cărui valoare a fost de 5 milioane de lei. Cu acest proiect am reușit să modernizăm toate laboratoarele didactice pe care le avem în cadrul corpului E al universității. Acest proiect ne-a permis să schimbăm atât partea de mobilier, dar și să dezvoltăm infrastructura atât didactică cât și de cercetare în ceea ce privește aparatura. În plus, tot în anul 2023 a început extinderea și reabilitarea unui corp pe care facultatea l-are în imediată apropiere a corpul E, corpul J, astfel încât în acest an, anul 2024, a fost finalizată extinderea, o extindere care costă aproape 4 milioane de lei, care a fost realizată din veniturile universității. Deci noi am putea spune că în acest an, anul 2024, întreaga infrastructura noastră este modernizată. A fost un proiect amplu, desfășurat pe mai mulți ani, a început undeva prin 2020 și s-a finalizat acum. Și a fost o muncă de echipă, o muncă desfășurată de toți colegii mei, foarte mulți colegi care au proiecte în implementare, fie că vorbim de proiecte de cercetare, fie că vorbim de proiecte care vizează școli de vară sau proiecte pentru reducerea bandanului școlar, au vizat dezvoltarea bazei materiale, astfel încât studenții noștri să fie pregătiți pentru piața de muncă. Ce laboratoare veți avea în noua clădire reabilitată? În noua clădire reabilitată avem un laborator pentru analiza apei, avem 3 echipamente performante acolo, un laborator de microscopie electronică, un laborator de autentificare a produselor alimentare, un laborator de cromatografie și o stație pilot pentru produse fermentative cu un echipament pentru obținere de alcool, iar cealaltă pentru obținerea de bere. De asemenea, studenții au posibilitatea de a-și realiza practica la tot felul de companii din regiune. Voiam să vă întreb ce feedback primiți din partea absolvenților, care sunt domeniile majoritare în care ei se angajează după ce finalizează? Regiunea noastră este o zonă cu foarte multe fabrici din industria alimentară, plecând de la ape minerale, băuturi alcoolice, bere, produse din carne, patiserie, cofetărie, produse lactate, deci avem o gamă foarte diversificată. Foarte mulți absolvenți de-a noștri s-au angajat în județele Suceava, Neamț, Botoșani, dar în același timp observăm în ultimii ani o migrație a lor către sudul țării, către București, către județul Prahova și nu în ultimul rând către Europa. Fiind membri a Uniunii Europene, avem și avantaje. Unul din avantaje este că diploma care obține un absolvent de USV este recunoscută la nivel internațional. Avem absolvenți care lucrează în Marea Britanie, în instituții ale statului, instituții similare cu OPC-ul din România, DSV-ul,
chiar pentru companii care produc la nivel internațional produse alimentare în Germania, în Italia, în Franța. Până la urmă, cu ajutorul lor, facultatea, dar și universitatea devine recunoscută la nivel internațional. Admiterea se apropie cu pași repezi. Ce locuri pune la dispoziție facultatea anul acesta? Da, luna iulie bate la ușă. Este prima admitere pe care o organizează universitatea, a doua este în luna septembrie. În acest an, universitatea are cel mai mare număr de locuri locuri bugetate pentru licență, 1500 de locuri. În cadrul facultății noastre sunt 100 de locuri bugetate pe cele 4 programe de studii: Ingineria produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor alimentare, Protecția consumatorilor și a mediului și Științe gastronomice. Fiecare dintre cele 4 programe de studii au câte 25 de locuri bugetate pentru români. La aceste locuri se mai adaugă câte 5 locuri bugetate pentru români de pretutindeni. Am observat în ultimii 2 ani, odată cu războiul din Ucraina, că foarte mulți etnici români de acolo optează să studieze în România. În anul întâi avem 5 studenți care provin din aceste regiuni, regiunile Ucrainei, regiuni în care sunt foarte mulți vorbitori de limbă română, de fapt etnici români care stau acolo. Și universitatea le acordă și lor astfel de facilități, de locuri bugetate, ca să vină să-și desfășoare studiile de licență și cine știe, pe viitor vor rămâne aici sau vor pleca mai departe. Cum ar trebui să se pregătească un absolvent de liceu pentru a se înscrie la această facultate? Noi avem o admitere bazată pe dosar. 50% este media obținută la examenul de bacalaureat, iar 50% cea mai mare notă obținută la una din probele scrise ale examenului. Nu spunem că noi facem o admitere bazată pe rezultatele pe care le obținei la bacalaureat, bacalaureatul fiind destul de strict în ultimii ani, cu procent de promovabilitate undeva la 60%. Anul întâi la noi la licență este un an generalist. Încercăm și absolvenții care provin din licee socio-umane, tehnologice sau chiar și reale, să ajungă la același nivel în ceea ce privește discipline fundamentale și ulterior să le fie mai ușor să înțeleagă tainele ingineriei alimentare. Activitatea de cercetare științifică din cadrul facultății include următoarele domenii de interes: biotehnologie alimentare, biosenzori, biocombustibili, ecologie și protecția mediului, modelarea matematică a calității, noi materiale metalice și nemetalice pentru industria alimentară, agroturism și dezvoltare rurală. Facultății de Inginerie Alimentară proiecte de cercetare pentru inovare și pentru dezvoltare, pentru analiză de produse din categoria produselor extrudate, deci gen pufuleți care au în compoziție alte tipuri de făinuri față de cele pe care noi le vedem pe piață și care au rolul de a îmbunătăți din punct de vedere nutritiv acele produse alimentare, sau pe iaurturi, pe pâine. Mierea a fost intens studiată și falsificarea mierii este o direcție pe care foarte mulți producători o au în viziune și pentru cercetare. Acum
Avem studenți care s-au implicat și din rândul celor de la licență și din rândul celor de la master pe partea de cercetare privind oleogelarea. Oleogelurile sunt niște grăsimi solidificate având la bază uleiuri. Am văzut că sunt foarte interesați, pun tot timpul întrebări și evident că este o inovație în ceea ce înseamnă alimentația sănătoasă. Activitățile de cercetare sunt corelate cu acele burse de performanță științifică, deci dacă ei participă la activități de scriere a unui brevet de invenție, de a scrie un articol sau de a lucra efectiv ceva pe parte de cercetare, au un punctaj pe care îl pot folosi, îl clasifică pentru obținerea unei burse de cercetare științifică. Pe lângă această bursă, ei mai au burse pentru, de performanță pentru rezultate deosebite. Este o bursă destul de consistentă. Anul acesta bursele se acordă pe toată perioada anului, deci pe tot anul universitar, cu condiția ca după prima sesiune să fie integralist. Apoi mai au burse de voluntariat, sunt burse pentru activitatea extracurriculară, pentru tot felul de activități pe care studenții le realizează și se implică, burse sociale, deci la capitolul burse aș putea spune că sunt suficienți bani pe care îi pot folosi ca supliment, nu știu, la ceea ce obțin de la părinți sau chiar se pot întreține singuri cu aceste burse pe care le obțin în cadrul facultății noastre. Facultatea colaborează cu diverse instituții academice și de cercetare, atât la nivel național cât și internațional, pentru dezvoltarea de proiecte comune și schimburi de experiență. Contracte cu 22 de universități din Europa. Pe baza acestor contracte, studenții beneficiază de aceste burse Erasmus, sunt foarte încântați, participă din ce în ce mai mulți la aceste competiții. În cadrul facultății se alege prin concurs cei care participă la aceste stagii Erasmus. Bineînțeles, un criteriu este cunoașterea limbii din zona în care merg să studieze. Sunt din ce în ce mai mulți, le place foarte mult acest schimb de experiență și, într-adevăr, își îmbunătățesc cunoștințele în momentul în care se întorc înapoi în cadrul facultății. Există la nivel de facultate o comisie care se ocupă de repartizarea acestora în aceste universități și pe tot parcursul se ocupă de ceea ce au ei nevoie în acea perioadă în care sunt plecați. Sunt monitorizați, iar la întoarcere se echivalează la unele discipline materiile pe care le-au studiat în bursele respective. De asemenea, studenții au parte și de activități extracurriculare, adică se pot implica în tot felul de competiții, în tot felul de proiecte din cadrul facultății. Chiar recent ați avut o competiție, FIA Food Fest, la care au participat foarte mulți studenți. Ne puteți spune mai multe despre competițiile cu tradiție desfășurate aici la facultate? Așa este. Recent am avut într-adevăr această competiție care este ca o emblemă a facultății noastre, este un simbol și anul acesta s-au implicat foarte mulți studenți, 140 de studenți, nu
nu ne-am așteptat. Își doresc din ce în ce mai mult să participe la această competiție. Au fost aproape 32 de echipe, foarte bine pregătite. Premiile 1 și 2 merg mai departe, reprezintă facultatea pe plan național la competiția Ecotrofelia, care va avea loc în perioada următoare, 11-14 iunie, la Iași. Este o tradiție în facultate să trimitem în fiecare an 2-3 echipe care să participe. Anul trecut ne-am întors cu premiul în 3. Un premiu 3 și o mențiune la competiție națională. Sunt foarte încântat să-și dezvolte abilitățile, atât practic cât și teoretic, în dezvoltarea unor produse noi, și mediul economic apreciază acest efort din partea studenților, iar unele produse se regăsesc pe piață într-un timp foarte, foarte scurt. Avem o relație foarte strânsă cu mediul economic, astfel încât cadrele didactice de la noi își corelează fișele disciplinelor cu necesitatea mediului economic. Asta înseamnă că avem 2-3 ședințe în fiecare semestru și ținem cont de părerea mediului economic. În funcție de ceea ce își doresc ei, noi putem aplica mai mult în partea practică, astfel încât studenții să-și dezvolte abilitățile de a putea lucra într-una din companiile respective. Există internship-uri care se organizează pe 2-3 săptămâni sau chiar o lună în fabrici, ulterior studenții rămân angajați în unitățile respective. În același timp, organizăm excursii tip vizită de studiu în țară. Recent, colegii noștri au avut o excursie de o săptămână la toate fabricile mari reprezentative din țară, o excursie în urma căreia studenții au căpătat foarte multe abilități practice și sunt foarte încântați că își pot dezvolta aceste abilități. Facultatea de Inginerie Alimentară se organizează an de an concursul FIA Food Fest, în care studenții au oportunitatea de a-și transforma ideile în produse inovatoare conforme cu legislația. Am discutat cu câțiva studenți implicați în cadrul acestei competiții, așadar, din materialul următor veți putea afla mai multe detalii. La 5-a ediție a concursului FIA Food Fest, în acest an am reușit să mobilizăm 36 de echipe care totalizează 120 de studenți de la anul 1 licență la anul 2 masterat din cadrul facultății noastre. Este un eveniment care reușește să pună în mișcare tot ce înseamnă creativitate, inovare, astfel încât după câteva luni de muncă în laboratoarele facultății noastre, studenții să reușească să finalizeze un produs alimentar de la materii prime până la etichetă și la ambalaj, astfel încât el ar putea ajunge chiar și pe piață în forma în care ei îl dezvoltă. Principalul noastră provocare este să dezvoltăm competențe în cadrul universității, iar competența pe care o dezvoltăm aici, cred că lucru în echipă, că până la urmă echipele sunt eterogene, sunt studenți, în aceeași echipă o să regăsiți studenți de anul 1 licență cu anul 2 masterat, fiecare cu altă viziune, cu alte informații pe care le are, dar până la urmă ei reușesc să finalizeze un produs pe care îl puteți vedea astăzi pe cele 36 de mese pe care le avem noi astăzi expuse. În primul rând este o competiție de creație, îi ajută să-și dezvoltă creativitatea. În al doilea rând este un proiect complet.
vedeți că se pornește de la idee, se ajunge la un produs și acel produs este prezentat într-o formă atractivă, adăugând elemente de marketing proiectului inițial. Și în acest sens sunt mai mulți profesori care contribuie la dezvoltarea acestui proiect. Pe de altă parte, este un proiect de echipă. Este foarte important ca tinerii să învețe, să lucreze în echipă și atât din poziția de lider sau din poziția de membru. Și acest rol se schimbă fie pe parcursul proiectului, fie pe parcursul altor proiecte în care sunt implicați. Pe de altă parte, este foarte important acest concurs și pentru faptul că ei intră în contact cu reprezentanții industriei. Sunt evaluați de un juriu provenit din industrie și care analizează fiecare produs în parte, repet, atât din punct de vedere al calității, da? Cât și din punct de vedere al noutății și al prezentării lui. Aici, cu ce vă prezentați la FIA Food Fest? Am făcut caramele sărate cu morcos, feclă și dovleac. Am încercat să extragem zahărul din ele și să scoatem evență siropul și aromele de legume proaspete. Noi aici avem pufuleți, le-am dat denumirea de Eco Puffs Crunchy. Eco pentru că valorificăm sub produsele din vinificații, cum ar fi scovina, semințele de la struguri, pielița strugurilor. Compoziția lor, materiile prime, sunt 90% făină de porumb și 10% în fiecare tip, tescovină, semință sau pieliță. Deci ne-am gândit să valorificăm chestia asta în pufuleț, pentru că ceea ce este deja pe piață au un conținut ridicat de sare, chiar și zahăr și sunt considerate a fi niște produse nu prea sănătoase. Deci avem un desert care se numește Jelly Candy. Este un geleu făcut, preparat cu aronia, coș de pere și mango. Am încercat să punem în valoare coaja de pară. Ele au fost rezultatul unui piure de pere și de acolo am obținut acea coajă și am încercat să facem noi valorificarea. Cu denumirea de Sweet Peach sau piersici dulci. Noi l-am denumit gustul copilăriei pentru că la multe persoane acest desert le aduce aminte de copilărie, de sărbătorile din copilărie. Noi am folosit ca și ingredient inovativ, în loc de zahăr, noi am folosit xilitolul și în loc de făină obișnuită am folosit și făină de banane. Caramel wafers, iar produsul nostru sunt wafe fără gluten. Ideea a fost să facem un produs sănătos, înlocuind făină obișnuită cu făină de ovă, făcând un produs fără gluten. Astăzi ne prezentăm cu produsul intitulat Sarailia. Sarailia este baclavaua românească. Turcii au baclavaua clasică a lor de origine otomană. Noi avem Sarailia. Doar că ceea ce am făcut noi, am adus o altă față și un alt look al Sarailiei. Deoarece am adăugat căpșuni, caise. Aceasta este o creație de-a noastră, care este foarte, foarte similară cu baclavaua turcească. Și am creat împreună cu colegii mei și codul QR și tipurile de sortimente de baclava pe care noi îl comercializăm.
continuăm emisiunea noastră cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, al cărui obiectiv este de a perfecționa sistemul de învățământ superior de specialitate, adaptându-l la cerințele impuse de evoluția societății și economiei. Facultatea se concentrează pe formarea inginerilor silvici capabili să răspundă provocărilor contemporane și viitoare ale gestionării fondului forestier, bazându-se pe tradiția europeană învățământului silvic superior bucovinean. Facultatea de Silvicultură din Suceava oferă programe educaționale acreditate, adaptate nevoilor și intereselor studenților, la licențe incluzând silvicultură de 4 ani, silvicultură învățământ la distanță de 4 ani, ecologie și protecția mediului studii de licență de zi de 3 ani, la masterat diverse specializări din domeniul silviculturii de 2 ani, iar la doctorat studii în domeniul silviculturii. Facultatea de Silvicultură oferă programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat, pregătind de specialiști în managementul durabil al pădurilor, conservarea biodiversității și, bineînțeles, gestionarea resurselor naturale. Am discutat cu decanul acestei facultăți despre proiectele pe care Facultatea de Silvicultură le implementează în momentul de față. Așadar, haideți să aflăm mai mult! Reușim probabil să-i motivăm în alt mod, dar reușim probabil să le transmitem dragostea asta de natură și implicarea vine în mod natural de la ei. Ne bucurăm pentru că, într-adevăr, vedem la ei o deschidere mult mai mare și generație după generație totuși există o schimbare. Există o schimbare înspre înțelegerea ușoară lucrurilor din preajma noastră, a naturii, a pădurii, și chiar ne bucură să îi vedem cu această bucurie în suflet. În cadrul activităților noastre de cercetare derulăm activități foarte diverse și proiectele noastre implică o gamă extrem de largă de abilități și competențe. Avem proiecte care se referă, de exemplu, la partea de schimbări climatice. Și aici avem peste 3-4 proiecte internaționale pe care le derulăm cu această tematică. Avem și un proiect național care se derulează în aceeași arie tematică. Dar sunt și alte proiecte legate de partea socială, a modului în care resursele naturale ar trebui privite. Avem chiar un proiect care se află acum în a doua etapă, practic este un al doilea proiect legat de implicarea femeilor în activitățile din silvicultură. Avem proiecte legate de modul în care diversele produse lemnoase ar putea fi implicate într-o economie circulară, în bioeconomie. Vedem că acum Green Deal-ul pune o mare presiune pe toate aceste aspecte și ne bucurăm că se mișcă lucrurile și în zona de antreprenoriat. Există multe oportunități în domeniul ăsta. Iar proiectul care ne preocupă acum cel mai mult este un proiect care urmărește să obțină 7 produse diferite din materiale pe care le obținem din speciile lemnoase, de la biochar și diverse esențe până la, litieră pentru pisici și câini. Știu că studenții își desfășoară activitatea în teren, de altfel sloganul dumneavoastră este laboratorul nostru în pădurea. Cum se desfășoară astfel de activități în teren? Silvicultura presupune ca studentul să obțină în final o gamă foarte variată de competențe. Dar aici nu ne referim doar la competențele și abilitățile tehnice sau profesionale. Gândiți-vă că o astfel de ieșire în teren, în natură, presupune și dezvoltarea unor relații interpersonale. E un sentiment deosebit să împarți sandwich-ul cu profesorul sau cu colegul de lângă, să stai 2-3 zile tot timpul în aceeași companie și să vezi oamenii respectivi interacționând.
Asta deschide un pic mai mult lucrurile și cred că toate activitățile practice sunt privite, da, într-un mod mult mai plăcut și sunt acceptate într-un mod mult mai plăcut de către studenți comparativ cu activitățile într-o sală de seminar sau într-o sală de curs. Știm că aveți laboratoare foarte bine dotate, de care studenții beneficiază. Spuneți-ne câteva aspecte ale acestor laboratoare importante de știut. Bun, sunt câteva direcții de cercetare pe care noi le urmărim în mod prioritar și aici avem un laborator de ecologie aplicată. Desigur, toate dotările din cazul acestui laborator urmăresc să abordeze partea de fiziologie sau partea de ecologie care reușește să transpună mai departe unele cercetări ale noastre și laboratorul de geomatică este un laborator extrem de performant care este bazat acum pe partea de măsurători și evaluări cu ajutorul unei tehnologii din ce în ce mai performante. Avem aici de la dronă cu senzor LIDAR până la un aparat, un TLS care reușește să scaneze foarte bine vegetația, sau laboratorul nostru Fanion, laboratorul de biometrie, unde avem o dotare excepțională. Este unul dintre cele mai moderne laboratoare de acest gen din Europa. Au fost investiții făcute nu doar din fondurile naționale de cercetare, au fost foarte multe proiecte atrase și în urma câștigării acestor proiecte au reușit să fie achiziționate foarte multe echipamente de top, ceea ce ajută studenții practic să lucreze pe aceleași echipamente pe care le au oriunde în străinătate. De asemenea, voiam să vă întrebăm de numărul de locuri pe care facultatea îl pune la dispoziție anul acesta, pentru că admiterea se apropie cu pași repezi. Da, admiterea se apropie și așteptăm bobocii, așteptăm noua generație de silvicultori. Numărul de locuri rămâne în mare parte același. Noi nu ne-am schimbat foarte mult numărul de locuri și capacitatea de școlarizare în ultimele 2-3 decenii. Avem 60 de locuri bugetate la silvicultură, avem 30 de locuri bugetate la ecologie și protecția mediului, dacă ne referim la studiile de licență. De asemenea, pe licență învățământ la distanță avem 75 de locuri la învățământul la distanță. Și în rest, la masterat avem două specializări care se adresează atât celor de la silvicultură, cât și celor de la ecologie și protecția mediului sau iubitorilor în general de natură. Acolo avem 30 de locuri pentru fiecare specializare, atât pentru managementul activităților în domeniul forestier, cât și pentru conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor. Absolvenții Facultății de Silvicultură sunt pregătiți pentru activități complexe în domenii precum cultura pădurilor, exploatarea și transportul masei lemnoase, industrializarea primară și valorificarea lemnului. Facultatea asigură o pregătire multidisciplinară și deschide multiple perspective de carieră în unități forestiere, atât din țară cât și din străinătate.
Acțiunea Facultății de Silvicultură este conturată prin participarea activă a studenților la viața culturală, dar și la cea științifică. Astfel, facultatea pregătește viitorii ingineri silvici. Aceștia au parte în cadrul acestei facultăți de tot felul de activități, dar haideți să aflăm chiar de la ei despre ce este vorba. Bună, numele meu este Schmalberger Alexandra și sunt studentă în primul an de masterat la conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor. Am decis să continui la aceeași facultate pentru că îmi place cum se desfășoară activitățile, profesorii, atmosfera. Este o atmosferă care mă face să continui din ce în ce mai mult să studiez ceea ce îmi place. Cum ți s-au părut cei 3 ani de facultate și implicit al 4-lea an, să spunem așa, de master în toți acești ani? Ce oportunități consider că ți-a oferit această facultate? Mi-a oferit multe oportunități. Nu aveam idee despre ce aș putea să studiez, dar începând cu primul an am avut dubii, profesorii ne-au încurajat. Începând cu anul 2, am început să văd imaginea de ansamblu și m-am bucurat de acest lucru. În ultimul an, plecând chiar în Erasmus, încurajată de foarte mulți profesori care mi-au spus că voi veni înapoi schimbată, iar acum le dau foarte mare dreptate. În Erasmus am fost în Olanda, la Van Haarenstein, și am studiat tehnologia apei, unde am avut șansa să văd tot procesul apei epurate, de la început când ajunge la stație, până în momentul în care este readusă în mediul natural. Sunt multe procese complicate care mi-au dat bătăi de cap. Am avut momente în care nu vreau să continui, dar până la urmă mă bucur că am reușit să termin cele 6 luni de program Erasmus, iar acum mă simt foarte mândră de mine, pentru că am excelat nu numai profesional, cât și personal. Relația student-profesor este una foarte diferită și specială, deoarece sunt deschiși, nu pun bariere când vine vorba de explicații, de lucruri personale pe care pot să te ajute. Sunt mereu pozitivi, te încurajează chiar și momentele în care tu nu crezi în tine. Este un lucru care te face să continui și să vii la facultate cu o anumită energie. Dacă ar fi să îi oferi un sfat unui viitor student al acestei facultăți, care ar fi acela? Cum ar trebui el să se pregătească pentru a veni la această facultate? Să aibă răbdare. Primul an este mereu cel mai greu la orice facultate și să aibă răbdare să învețe, să asculte sfaturile tuturor profesorilor, chiar și colegilor, să se bucure de toate experiențele de practică. Bună ziua, numele meu este Preale Spunu Petru, sunt student în anul 2. Pe mine m-a motivat să vin la silvicultură faptul că această facultate este în contact permanent cu natura și putem spune că proporția este 50-50 dintre ore petrecute în sala de curs și ore petrecute pe teren. Iar faptul care m-a motivat pe mine să vin la Universitatea Ștefan cel Mare este pentru că este aproape de casă și este o universitate în dezvoltare și într-o continuă performanță. Înseamnă că ai început deja și practica, dacă ești în anul 2. Aș vrea să-mi spui mai multe despre orele de practică, cum le desfășurați și unde. Da, ore de practică în anul 2 sunt foarte multe. Acestea se desfășoară prin organizarea activității. Ne hotărâm în ce locații să mergem și încercăm să nu le repetăm. Mergem în anumite locații unde vom vedea diferite arborete de diferite compoziții, specii, unde vom învăța să le identificăm. Pe partea de pedologie învățăm solurile, învățăm să le identificăm. Acestea sunt practicile din primii ani. În anii 3 și 4, practica pe teren este un exercițiu de coordonare a echipei și de măsurare, de luare de măsurători. La acestea se adaugă un pic și cunoștințele acumulate la curs, unde sunt aprofundate în teren mult mai bine. Poate una din cele mai mari provocări este vremea, de aceea
noi, ca silvicultori, ca viitori silvicultori, trebuie să fim bine echipați, cu haine de teren. Iar o altă provocare ar fi dificultățile în luarea măsurătorilor, de aceea este bine ca echipă să ne coordonăm, să ne ajutăm între noi și să avem un randament bun. Cum este viața de student aici la Facultatea de Silvicultură? Aveți oportunitatea de a vă implica în tot felul de activități extracurriculare și tu menționai că ești implicat și într-o asociație studențească. Despre ce este vorba? Da, la Facultatea de Silvicultură este foarte frumos să fii student, îți faci foarte multe amintiri, iar mai nou cu înființarea clubului studențesc al Facultății de Silvicultură, studenții au unde să interacționeze cu studenți mai mari și să organizeze tot felul de activități. Dacă ar fi să le ofer niște recomandări celor care vor să se înscrie la această facultate, care ar fi acelea? Eu vă recomand să veniți cu mare drag, să știți că o să aveți mult de învățat, dar materia pe care o învățați este foarte folositoare în orice ieșire în natură și este, pot să zic, cred că cea mai potrivită facultate pentru iubitorii de natură și de pădure. Numele meu este Andriescu Cosmin Mihai, sunt student în anul 4 în cadrul Facultății de Silvicultură. Fiind an terminal, aș avea foarte multe să vă spun despre această facultate, însă timpul nu cred că este suficient. Însă, făcând un scurt rezumat, aș vrea să vă spun că toți acești 4 ani au fost plini de emoții și bucurii, învățând o grămadă de lucruri fascinante despre pădure. În prezent, am oportunitatea de a lucra desfășurând în trecut și câteva ore de practică la laboratorul de biometrie forestieră, unde lucrăm pe proiecte de dezvoltare și cercetare, cu scopul de a afla diferiți parametri, precum inelul anual sau diferiți parametri celulari. Practica obligatorie din anul 3 am realizat-o acolo, iar domnul profesor îndrumător de la licență i-a plăcut modul în care lucrez și i-a plăcut faptul că mă descurcam încă de la început și a hotărât să rămân acolo. Te pregătești și pentru o conferință, așadar scrii articole de cercetare. Cum ți se pare domeniul acesta al cercetării și cum ți se pare participarea la astfel de activități extracurriculare? Mi se pare un domeniu foarte interesant. Singurul lucru mai dificil care aș putea spune ar fi faptul că necesită foarte multă pregătire în afara orelor normale de curs sau laboratoare care sunt în cadrul facultății. De asemenea, este nevoie să te documentezi foarte mult în anumite laturi, fiindcă sunt chestii care nu le înveți în facultate și totuși ai nevoie de ele. Săptămâna trecută am fost la conferința în silvicultură, faza locală, și m-am calificat la cea de la Brașov, urmând ca săptămâna asta la Brașov să prezint o parte din proiectul meu de diplomă. Mult succes îți dorim în cazul acesta. Voiam să te întreb ce vrei să faci după finalizarea studiilor de licență. După finalizarea studiilor de licență, mă gândesc să încep un program de masterat, tot în cadrul Facultății de Silvicultură, și să continui spre cercetare, fiind un domeniu care aș putea spune că chiar îl iubesc și chiar îmi place ceea ce fac. Bună ziua, mă numesc Tirbu Alexandru Ionuț, student în anul 2 la specializare silvicultură. Pot să spun că pentru mine legătura mea cu silvicultura a început ca pe o pasiune pe care am moștenit-o de la tatăl meu, care în același timp este și model. De la el am învățat că dacă faci ce-ți place în viață, duci o viață liniștită și găsești liniștea pe care foarte multă lume o caută. Sunt pasionat de silvicultură de când eram mic copil. Am participat la lucrările practice, am participat la laboratoare. Îmi place foarte mult ceea ce fac și aș putea spune că impresionat și mai mult decât impresionat de felul în care profesorii își desfășoară activitatea și modul în care ei cooperează cu noi. Am înțeles că tu ești pasionat de vânătoare. Chiar de curând ai avut și o realizare în această direcție. Da, sunt pasionat de vânătoare și cu câteva zile în urmă am devenit vânător cu acte în regulă.
am dat examenul și aș putea zice că pentru mine vânătoarea e mai mult decât un sport, aș putea zice un stil de viață. Avem și fond de vânătoare care aparține universității și facultății noastre de silvicultură, pe care studenții fac practică și merg și la acțiuni de vânătoare, atât cât gonaci, cât și vânători. Activitatea în teren, cum ți se pare? Activitatea în teren este foarte frumoasă. Te face să înțelegi anumite lucruri pe care, în mod obișnuit, la curs și pe parte teoretică, nu le poți înțelege. Profesorii știu să-și impună și să ne prezinte materiile pe care ei le predau într-un fel foarte, foarte benefic nouă și care ne ajută să înțelegem. Și ce pot să zic, laboratorul nostru este pădurea. Aceasta este premisa voastră, de altfel. Știu că tu ești implicat și în activități extracurriculare. Este vorba despre ansamblu de dansuri Arcanul studențesc. De unde pasiunea aceasta pentru dans? Pasiunea pentru dans o am de când eram copil. Îmi doream să dansez, nu știam să dansez. M-am implicat într-un ansamblu pe timpul liceului. Apoi, după ce am ajuns la facultate, am schimbat domiciliu și am intrat în ansamblu Arcanul USV. Numele meu este Tofan Alexandru Cosmin și sunt student în anul 1 la Facultatea de Silvicultură Ștefan cel Mare. Bună ziua, numele meu este Tofan Adrian, sunt student în anul 1 la Facultatea de Silvicultură, specializare în silvicultură. Sunteți în anul 1 la această facultate și aș vrea să vă întreb ce v-a impulsionat să veniți aici, la Suceava și implicit la această facultate. Pe mine personal, tatăl meu, fiindcă de mic m-a luat la activități de plantat copaci, am avut multe animale de mic, și e o pasiune din copilărie. Mulțumită tatălui, am decis să continui pe acest drum. Eu am ales Facultatea de Silvicultură ca și o provocare, aș putea spune. Pasiunea o moștenesc la tata, fiind silvicultor, și crescând în pădure, am optat pentru asta în continuare. Este în gena voastră, practic. Am înțeles că voi sunteți implicați și într-un proiect de cercetare și aș vrea să-mi spuneți mai multe chiar voi despre ce este vorba. Este un proiect internațional pe site-ul oficial al My Garden of Trees, unde sunt plantate diferite semințe de diferite specii într-un anumit areal. Și noi avem timp de 8 săptămâni, am fost în fiecare săptămână și am monitorizat gradul de dezvoltare al planturilor pentru ca pe viitor să putem crea un arboret omogen și să observăm care dintre ele se dezvoltă cel mai ok. Vă place această activitate de cercetare până în momentul de față? Da, este ceva inedit. Nu avem ocazia zilnic să cercetăm și este un proiect internațional, cum a spus și colegul, în care microgrădinile sunt amplasate în zona Râșca. În principiu avem planturi de fag și brad din 8 țări partenere europene. Aș putea spune că pe viitor sperăm să creăm un arboret cât mai omogen și proiectul să ajungă în faza finală. Există și provocări? Care sunt cele mai mari dificultăți cu care vă confruntați? La început a fost drumul forestier, care nu era absolut deloc nivelat, era plin de gropi și, cum spunea și domnul profesor, făceam vreo 40 de minute, o oră cu a doua până sus. Iar acum, de o perioadă de când au dat ploile, ne-au prins și de vreo două ori ploile, este un mic păriaș care trebuie trecut. În rest, nu. Sunt... Am înțeles că voi ați desfășurat și o serie de activități de voluntariat. Aș vrea să-mi spuneți voi despre ce este vorba. Știu că ați ajutat niște oameni. Da, în perioada Crăciunului, anul acesta, am desfășurat niște activități de voluntariat în care o companie parteneră din Anglia ne-a oferit 9.000 de cadouri pentru copiii nevoiași din satele defavorizate. Cum vi s-a părut toate acestea? La început n-am știut exact ceea ce înseamnă, doar că atunci când am mers la copilași și am început să vedem bucuria pe fața lor, erau mulți care se bucurau de la un mic cadou și... Chiar aș mai repeta experiența, e foarte, foarte frumos. Recomand oricui care are posibilitatea să încerce măcar o dată să facă. Știu că facultatea vă oferă și posibilitatea de a pleca cu mobilități Erasmus.
Știu că tu ai mai fost în liceu, așa mi-ai spus, și ești tentat să mergi și acum, în anul 2. De fapt, ți-ai depus și documentele. Da, am depus și documentele, am fost admis împreună cu colegul meu și chiar recomand oricui experiența Erasmus. Eu am fost 2 săptămâni în Portugalia și am mai fost încă o săptămână plecat, tot așa cu Erasmus. Și cum zicea și o colegă de dimineață, chiar te schimbă, experiența te ajută să vezi lumea cu alți ochi și chiar sunt curios după aceste 6 luni cum voi excela pe plan profesional. Chiar sunt curios. În principiu m-a motivat experiența colegului și faptul că mi-a povestit din experiențele anterioare, Erasmus, și pentru dezvoltarea personală. Îmi deschide noi oportunități, plus profesionale, chiar și personale. Dacă ar fi să le recomandați ceva viitorilor studenți ai acestei facultăți, care ar fi recomandările voastre? Dacă ar fi un băiat, o fată, indiferent ce ar fi, și este foarte pasionată de păduri, de ieșiri, de plimbări, recomand cu mare drag să vină la această facultate. Facultatea de silvicultură oferă varietăți incredibile și oportunități care nu le poți găsi în alte domenii. Eu le recomand cu inima deschisă să vină la Facultatea de Silvicultură Suceava. Am făcut cunoștință cu 2 facultăți din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Este vorba despre Facultatea de Inginerie Alimentară, dar și despre Facultatea de Silvicultură. Noi ne vedem data viitoare cu o nouă emisiune în această direcție. Pe curând!